Bună ziua urmăritorilor canalului YouTube El Energy. Sunt, nu știu dacă e nevoie să mă prezint, mă cheamă Simeon. În urmă cu 2 luni mi-am montat o stație fotovoltaică, de care vreau să vă spun niște cuvinte frumoase, că sunt foarte satisfăcut. La timpul de vară, da, așteptăm iarna să vedem care este rezultatul. Am pus pe acoperiș 17 panouri, a câte 400 de W fiecare, în total peste 7 kW. Adică el energy ce mi-a promis ca să am 7 kW, în orele de vârf, în timp de 6 ore, începând de la 10 până pe la 4-5, uitați-vă aici, avem, încă nu-i seara de tot, e ora 5 cât este, mai avem timp, avem 40 de kW, adică așa și este la 7 kW pe oră, în timp frumos. În timpul unui orat produce 25, cel mai puțin 18, adică în timpul de față de la 6 aprilie, 6 mai, 6 iunie, 6 iulie, de la 6, avem 3 luni, 90 de zile plus 20, 110 zile. S-a produs, puteți să veniți mai aproape cu telefonul, să vă arăt că s-a produs. Acuș, imediat. kW. Asta ar fi consumul anual care la aparatajul electric care îl am. Calculator, frigider, congelator, iluminat o casă de 110 metri pătrați, beci, băieții de la firma care au instalat aparatajul, stația, mi-au sfătuit să-mi pun și o plită electrică. Ar fi un consum bun. O consum, o economie bună, da. Urmează să fac și treaba asta. Adică, pentru ani de zile, eu socot sunt asigurat. Acum mă gândesc la ceva încă în plus. Adică trebuie să mai montez ceva, mă gândesc, un condiționer, fiindcă consumul, producerea energiei electrice care este la zi, parcă îmi spune că da, trebuie. Adică este o investiție, eu am făcut un calcul, dacă pui la cel mai mare procentaj în bancă banii, ai 14% anual, aici se primește dublu când faci calculul la aproximativ 3 lei kilovatul, în lună, pe o lună, ei îmi produce 3.000 de lei. 3.000 de lei. Adică, într-un an, ai, presupunem, în timpul de iarnă, nu se produce așa multă energie. Dar totuși, am socotit că în 5 ani de zile îți recuperezi pe deplin cheltuielile. Pe urmă, dacă da Dumnezeu și funcționează tot normal, plus la cei că electricitatea are tendință să scumpească, să scumpească. În ultimii ani n-am văzut noi să ieftinească, tot se scumpește. Adică vreau să zic că este o investiție foarte bună. Eu sunt mulțumit și adică poate ar trebui o suprafață mai mare, pentru că de unde am pornit treaba asta? Am întâlnit o persoană care îmi spune, m-a adus acasă cu mașina, o coleg de lucru, și întreb, cât consumă mașina? Domnul Simeon, nu consum nimic. Cum nu consum nimic? Păi, e electrică. Bun, dar cât plătiți facturile? Nu plătim nimic. Dar cum nu plătiți? Ei, bărbatul, știi? Domnul Simeon, dați-mi pașa. Noi am pus fotovoltaice. Și la noi mașina e cu curent electric, încălzirea casei cu curent electric, luminatul cu electric, adică nu plătesc nimic. Se vede că s-au făcut o investiție serioasă. Eu n-am putut să-mi permit la finanțele care am avut, dar să știți că cea mai bună reclamă a fost așa, din gură în gură, din ochi în ochi. Eu m-am convins și am făcut tot posibil, am mai luat ceva din bancă, bani și m-am rezolvat problema asta. Acum văd că e o treabă foarte bună și când vine factura, mi-arată zero, zero. E foarte bine și sunt mulțumit. Vorbesc despre băieții de la El Energy care mi-au făcut rost, adică am procurat aparatajul de la ei, sau țin de cuvânt, ceea ce au zis a fost fix, 7 kW, 7 kW, mi-au zis
timpul de așteptare, o lună de zile, a fost 20 de zile. Sunt băieți, bravo! Bravo, Elin Energie!